Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Astăzi am făcut prăjitura Coti cu foaie sfărâmată. Este prăjitura preferată a soțului meu. Am făcut doar o jumătate de porție, deci cantitățile care le vedeți pentru o tavă mică. Dacă vreți să faceți o tavă normală, să dublați cantitatea ingredientelor. Dar ca să știți cum am procedat, găsiți în continuare în acest videoclip. Și pentru foi voi folosi 300 de grame de făină albă, 125 de grame de margarină pe care am să le incorporez bine cu făina prima dată. Să incorporăm bine. Cred că am incorporat bine. Și acum, după ce am incorporat bine margarina în făină, adăugăm 80 de grame de zahăr pudră, 2 gălbenușuri, cincizeci de mililitri de lapte, un pic de sare și un plic de zahăr vanilat. Și le amestecăm bine. Așa, o să iasă o foaie destul de spărimicioasă. Așa, după ce l-am frământat bine, e o cocă un pic lipicioasă și am să o acopăr și am să o pun la frigider pentru o jumătate de oră. Așa. Și am să pun la frigider pentru o jumătate de oră. Aluatul meu a stat la frigider 30 de minute. Am să împart această cocă în 3 părți cât se poate de egale. Am pregătit o tavă în care am să întorc cu fundul în sus, pentru că am să le coc foile pe dosul de la tavă. Este o tavă de aproximativ 20. În fundul e 20 pe 25 de centimetri. Pentru că e o jumătate de porție, am să fac. După cum am spus, am să-l împart aproximativ în 3 părți egale, aproximativ. Așa. Așa, aproximativ așa. Și am să fac 3 foi. Am să încerc să întind chiar pe o foaie de copt. Este o foaie de copt de silicon.
și am să o încerc ca să nu trească, să o mut, să o întind direct foaia de cort. Am întins și a doua foaie. Cuptorul este pregătit și am să le coc aproximativ la 190 de grade pentru vreo 15 minute. Între timp, până se coc foile, pregătim crema, 100 de ml de apă, 30 de grame de zahăr, 25 de grame de cacao și le punem pe foc, la foc mic, să fiară. Fierbe la foc mic, amestecăm aproape într-una. Când observăm că deja începe să se facă ca o cremă, înseamnă că putem să o luăm jos de pe foc. Am luat-o jos de pe foc. Adăugăm o lingură de esență de vanilie și 25 de ml de esență de rom. Așa. Și amestecăm bine. Acum adăugăm dulceață de caise sau de piersici, de care aveți, 80 de grame. Este, după cum am spus la început, este o jumătate de porție, deci cantitățile sunt făcute pentru o jumătate de porție de prăjitură. Deci am adăugat dulceața de caise. Asta îl punem deocamdată deoparte. Aici este margarina, 125 de grame de margarina. Punem zahăr pudră, 40 de grame, și le amestecăm cu mixerul. Așa. Aici adăugăm acum foaie sfărâmată. Aici este una dintre cele trei foi. Și asta o rupem în bucățele. O punem în cremă. Așa, sfărâm în bucățele micuțe. Și eu le-am zdrobit cam așa. Așa, și am să pun foaia sfărâmată aici peste această cremă care o fierb pe foc. Amestecăm bine. Și aici am să adaug și margarina frecată cu zahăr. Și am să amestec bine și cu margarina. Crema mea așa arată. Spuma care o punem pe deasupra, o batem pe aburi. Deci în acest vas pun albușul de la 2 ouă. Și îl batem spumă.
am adăugat 3 linguri de zahăr și adăugăm zeamă de lămâie, cam 2 linguri. L-am luat jos de pe foc, adaug și zahăr vanilat un plic. Și consider că este gata și spuma de deasupra. Și am să încep să le pun peste oaltă. Am pregătit o foaie. Cum v-am spus, mi-au rămas 2 foi. Pun crema. Întind așa pe această foaie. O punem uniform. Așa. Așezăm a doua foaie. Așa, ce zici, dragul meu, arată bine? Așa, am aranjat a doua foaie și punem albușul de ou. Așa. Și-o întindem și asta. Așa, am întins-o bine, bine, cât am putut eu de bine. Facem să fie mai aspectoasă un pic. Nu prea le am eu cu plating-ul, dar am o cât de cât. Așa. Se poate pune peste ea ciocolată răzălită sau eu am să pun ciocolată așa. Și prăjitura este gata. O punem la rece. Cel mai gustoasă este să steie peste noapte. Sau astea cu foi sunt mai bune după 24 de ore, deci la 2-3 zile sunt și mai gustoase că se moaie bine foile. Noi le lăsăm până mâine la rece. Vreau să vă arăt cum arată prăjitura mea pe interior. Este prăjitura preferată a soțului meu și nu s-o răbdat să nu îndrepte o parte. Uitați! Și gustând din el, soțul meu a zis că mi-a ieșit foarte bună. Am să tai și eu mai repede decât am planificat și m-am gândit ca să vă arăt și vouă cum este. Uitați! Foarte bună! Deci este ceva delicios. Uitați ce bine arată. Și cine nu a făcut-o până acum, îi recomand cu drag să fac această rețetă. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne vedem cât de curând. Adică ne auzim. La revedere!